Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Servus Hunedoara TV, la emisiunea Cultură și Istorie. Este destul de trist că la o emisiune de acest gen, care se adresează cu precădere spiritualității, trebuie să vorbim de o serie de lucruri care sunt dincolo de puterea de înțelegere a minții omenești. Mă refer evident la conflictul din Ucraina și sunt dincolo de valențele umane care trebuie să ghideze relațiile între noi și semenii noștri. Dar pentru a înțelege pe deplin resorturile conflictului de astăzi, al resorturile agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, trebuie să facem un recurs la istorie. Deoarece conflictul de astăzi nu este unul ivit ad hoc din niște situații care s-au creat în zilele noastre, ci reprezintă o continuare a unei evoluții istorice, a unei geopolitici europene generale, dar mai ales în Europa central-răsăriteană. Nu mă voi întoarce din punct de vedere istoric prea mult în timp, doar cu 200-300 de ani în urmă, pentru a vedea dimensiunile evoluției europene și mai ales a Europei central-răsăritene, care determină un adevărat păianjeniș de relații în acest spațiu al bătrânului continent. Un binecunoscut istoric francez, Paul Hazard, un exeget important al iluminismului, făcea o importantă referire la Europa secolului al XVIII-lea. Observație valabilă, să spunem, poate și pentru sfârșitul secolului al XVII-lea și toată perioada care urmează, secolul al XVIII-lea, cel următor, secolul XX și chiar și perioada noastră din secolul XXI. Paul Hazard descoperea, analizând geopolitic bătrânul continent, o serie de particularități, dintre care cea mai importantă era aceea că, din punct de vedere al evoluției, bătrânul continent nu se prezenta câtuși de puțin unitar, că existau și la vremea respectivă diferențe semnificative între teritoriile bătrânului continent privite prin dimensiunea geopolitică. El observa că în Europa exista un centru, să spunem, hiperdezvoltat, evident în concordanță cu perioada pe care o analizează,
incluzând în acest context Marea Britanie, Regatul Franței, partea de vest a Germaniei actuale, mai ales Bavaria, nordul Italiei, spațiul austriac, habsburgic și excludea din acest context celelalte părți ale Europei pe care din această perspectivă le considera zone marginale. Sigur că această caracterizare a sa nu trebuie luată neapărat ad literam, nu trebuie absolutizată, nu trebuie să lăsăm deoparte nuanțările cu anumite regrese pentru zona centrală a Europei sau cu anumite progrese pentru ceea ce el denumea ca zone marginale ale Europei. Și pornim de la sfârșitul secolului al XVII-lea, începutul secolului XVIII, când în Europa centrală răsăriteană o mare putere era Confederația Polono-Lituaniană. Dar în același timp, prin domnia lui Petru I, sau cunoscut sub numele de Petru cel Mare, noua Rusie cu capitala la Moscova și apoi mutată la Sankt Petersburg de acest împărat, de fapt primul împărat al Rusiei și am spus noua Rusie, pentru a o deosebi de ceea ce a reprezentat pentru răsăritul Europei Rusia Chieviană din anul 800 și până în anul 1240, când s-a prăbușit sub invazia tătaro-mongolă. În acest moment semnificativ al secolului al XVIII-lea, Rusia, în urma unor conflicte cu Suedia lui Carol al XII-lea, cu Imperiul Otoman, într-o oarecare înțelegere cu Imperiul Habsburgic, devine practic mare putere și reușește să ocupe, chiar înainte de domnia lui Petru cel Mare, o serie de teritorii ale Confederației Polono-Lituaniene, teritorii care pe vremuri, la începutul mileniului 2, aparținuseră Rusiei Chievene. Este momentul când Rusia ocupă un important teritoriu din estul actual al Ucrainei, inclusiv orașul Kiev, care fusese atunci pe vremuri capitala Rusiei Chievene și care a devenit ulterior și capitala Republicii Ucraina și este și astăzi capitala acestui stat. După Petru cel Mare a urmat o serie de domnii mai puțin semnificative în Imperiul Rus, până la Ecaterina a II-a, istoriografia rusească și chiar și cea sovietică o caracterizează ca fiind
Ecaterina a doua cea mare, practic din perspectivă rusească una dintre cele mai importante suverane ale Rusiei, ale Imperiului Rus, care desăvârșește, am putea spune, opera lui Petru cel Mare și transformă Rusia în mare putere. Din timpul domniei acesteia, Rusia devine un jucător important, să folosesc un termen mai puțin academic, dar poate mai semnificativ pentru marea masă a telespectatorilor. Și Ecaterina a doua este cea care am mai menționat și în alte emisiuni, ocupă Crimea și desfințează independența hanatului tătăresc al Crimeei, ocupă partea de vest a litoralului Mării Negre și înaintează pas cu pas spre Europa central-răsăriteană. Dar momentul cel mai semnificativ și poate cel mai dramatic pentru destinul Europei central-răsăritene, pentru ceea ce s-a întâmplat la momentul respectiv și pentru perioada ulterioară a secolelor viitoare, a fost celebra împărțire a Poloniei, practic desființându-se la 24 octombrie 1700 95 Confederația Polono-Lituaniană, participând împreună cu Austria și Prusia la o ștergere în sens geopolitic evident de pe harta Europei a statului Polono lituanian. Am menționat într-o emisiune precedentă că marea beneficiară a împărțirii Confederației Polono-Lituaniene a fost, din punct de vedere teritorial, într-adevăr, Rusia. Dar, din punct de vedere economic, marea beneficiară a fost Prusia, pe care, dați-mi voie să observ că, după modul în care analizează continentul european și evoluția statelor din continentul european, Paul Azard, Prusia nu făcea parte până la acel moment din acea zonă centrală dezvoltată a bătrânului continent. Toate acestea au avut o serie de repercursiuni foarte importante pentru Europa central-răsăriteană, pentru etnia pe care eu astăzi o reprezint în România, mă refer la ruteni. Odată cu desființarea Confederației Polono-Lituaniene, rutenii ajung să trăiască în două imperii, cel rusesc și cel austriac,
Habsburgic. Acest moment are o semnificație, are o semnificație deosebită, pentru că practic evoluția părții răsăritene a continentului intră în sfera de influență a celor două mari imperii de la momentul respectiv, Imperiul Rusesc și Imperiul Habsburgic. Domnia Ecaterinei marchează un avânt extraordinar al Rusiei. Ea pornește pe drumul măririi teritoriale a statului rusesc, atât spre răsărit, cât și spre, apus. Ecaterina a fost o personalitate contradictorie. Am precizat că, din punct de vedere etnic, ea nu aparținea Rusiei. O nemțoaică născută în Pomerania, la Stettin, numele german al localității, astăzi Cecin în Polonia, care prin căsătorie ajunge în Rusia, măritându-se cu Petru al III-lea, nepotul de fică al primului împărat al Rusiei, Petru cel Mare. Dar ea a reușit să se transpună în spiritualitatea rusească, să înțeleagă care era resortul prin care nobilimea rusă, clasa suspusă și, mă rog, o pătură foarte redusă de mijloc, care lucra mai ales în administrație, reușește să simtă dorința de mărire a Rusiei. Fiul ei și urmașul ei la tron, Pavel I, a domnit destul de puțin. Ecaterina, îmi cer scuze, a fost în relații destul de încordate cu fiul ei și chiar dorea ca din timpul vieții ei dorea să îl proclame moștenitor pe Alexandru, nepotul ei favorit, fiul cel mare al lui Pavel I, de a cărui educație s-a ocupat ea personal și chiar l-a îndepărtat de tatăl său, deci de fiul ei, Pavel. Se pare că acesta nu avea o prea mare trecere în rândul nobilimii rusești, în rândul clasei politice din vremea respectivă, a clasei politice rusești, în mod evident. Există diverse teorii, nu o să insist asupra lor, pentru că nu fac neapărat obiectul emisiunii noastre, dar există, deci, cum spuneam, diverse teorii care spun că, de fapt, Pavel I a fost asasinat pentru ca să urmeze la tron Alexandru, cel care, în perioada războaielor napoleoniene, s-a confruntat cu acesta
și care în mare măsură a fost învingătorul lui Napoleon, sau mă rog, unul dintre învingătorii lui Napoleon. Cătălin, regizorul de transmisie, îmi face semne, făcându-și datoria, ca eu să înțeleg că timpul se scurge implacabil, că a venit momentul să dăm cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu, cezarul nostru în momentul de față fiind publicitatea. După aceea, în mod evident că voi reveni cu prezentarea pe care am început-o. Pentru că resursele planetei sunt limitate, reciclarea rămâne singura cale prin care le putem face inepuizabile pentru trecerea la economie circulară. Dar reciclarea eficientă este posibilă doar printr-o colectare separată, susținută și inteligentă a deșeurilor. Din grijă pentru mediu și respect pentru generațiile viitoare, implică-te alături de noi, pentru un prezent curat și un viitor sănătos. Braicata. Din respect pentru resurse. Servus Hunedoara, cotidianul județului tău. Independent, imparțial și onest. Ziarul care te salută de 17 ani de apariție neîntreruptă pe piața media din județul Hunedoara. Cotidianul Servus Hunedoara este ziarul cel mai longeviv de după Revoluția din decembrie 1989. Cotidianul și-a câștigat un loc de top printre preferințele mediatice ale cititorilor, oferindu-le respectul pe care aceștia îl merită, prin știri corecte, obiective și echilibrate din toate domeniile. Hunedorenii merită un ziar echidistant, obiectiv și dinamic. Apare zilnic în ediția tipărită de luni până vineri și îl puteți găsi la punctele de difuzare a presei hunedorene. Cotidianul județean independent Servus Hunedoara oferă realitatea cotidiană din județ, atât în format tipărit cât și digital, în mediul online pe site-ul servuspress.ro. Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook Servus Hunedoara și pe grupul Cotidianul Servus Hunedoara. Echipa de jurnaliști îmbină experiență, tinerețe și energie. Cu tine și prin tine, ziarul servește, țintește, apără și vorbește. Cotidianul Servus Hunedoara, zilnic lângă tine. Supercom SA oferă multiple sisteme de colectare în județul Hunedoara, în zona 4 Petroșani, Valea Jiului. Operatorul asigură servicii de management al deșeurilor prin colectare și transport, sortare și reciclarea deșeurilor, asigură controlul calității și soluții de durabilitate. Diversitatea categoriilor de deșeuri face colectarea lor o provocare logistică. Deșeurile de aceeași natură sunt adunate în centre de colectare, unde sunt comprimate înainte de a fi trimise la un loc de sortare sau tratare corespunzător. Lider în domeniul serviciilor de salubrizare din România. Supercom SA. Nihil sine deo. Așa cum spuneam înainte de publicitate, Pavel I, urmașul Ecaterinei, domnește destul de puțin. Domnia sa este poate mai puțin reprezentativă și este urmat la tron de fiul său cel mare, Alexandru, socotit în scrisul istoric rusesc și în general în istoriografia mondială, unul dintre cei mai reprezentativi împărați ai Rusiei, și datorită conflictului cu Napoleon, datorită celebrei păci de la Tilsit, datorită faptului că Rusia a reușit să îl învingă pe Napoleon și să-l determine să se întoarcă din Rusia ca un învins în
Franța, mulți au considerat campania acestuia din Rusia ca un început al sfârșitului său. Dar în timpul domniei lui Alexandru se concretizează în societatea rusească și pentru întreaga Europa central-răsăriteană o idee, aș putea spune, semnificativă și care din acel moment a devenit practic pentru clasa politică a Imperiului Rus, dar și a Uniunii Sovietice mai târziu, firul roșu, firul călăuzitor. Se naște ideea panslavismului, care pornește de la o dorință și o necesitate, spun adepții ei, a solidarității slave. Dar această solidaritate este pe undeva dusă la extrem de reprezentanții acestui curent, oblăduit, așa cum am spus, de împăratul Alexandru. Sub masca panslavismului, de fapt, se dorea o anihilare a tuturor popoarelor slave și trecerea lor sub o jurisdicție rusească, care, chiar dacă de iure nu era denumită așa, de facto ar fi însemnat o dominație categorică a rușilor în Europa central-răsăriteană, așa cum și-o dorise de altfel încă de la începuturi Petru cel Mare. Și apropo, am să vă spun că de fapt cultul personalității în lumea rusească nu a fost un apanaj al sovieticilor referitor la Lenin sau la Stalin, ci acest cult al personalității s-a născut în timpul lui Petru cel Mare, a continuat cu Ecaterina a II-a, cu urmașul ei reprezentativ Alexandru, cu fratele acestuia Nicolae I și cu toți împărații care au urmat până la 1917, și a fost reluat și în spațiul sovietic. Panslaviștii, pe lângă propaganda pe care o duceau în favoarea unității slave, sigur, acum prin propagandă trebuie să înțelegem termenul în contextul epocii respective, nu cu reverberațiile care sunt în ziua de astăzi datorate și unor mijloace de comunicare cu totul deosebite față de ceea ce era în timpul domniei lui Alexandru I. Trimișii săi au început să îi viziteze pe polonezi, o parte dintre aceștia erau sub tutelă rusească după 1795, după împărțirea Poloniei. O parte dintre polonezi au nimerit în Imperiul Austriac în urma acelei împărțiri. Au vizitat și Praga și Bratislava, încercând să-i convingă pe polonezi, pe cehi, pe slovaci că ar fi mult mai bine ca ei
să nu-și mai spună că sunt polonezi, să nu-și mai spună că sunt cehi sau slovaci și să accepte o unitate slavă impresionantă ca dimensiune geopolitică și care le-ar da tuturor slavilor o putere extraordinară în raport cu Europa. În acest context nu au scăpat nici rudenii mei, care la vremea respectivă nu erau socotiți nici ruși, nici ucrainieni, nimeni nu spunea că rutenii sunt ruși sau că sunt ucrainieni. De altfel, în perioada respectivă, deocamdată despre ucrainieni ca popor nici nu se discuta. Trimișii țarului, universitari, nobili, oameni politici, au făcut o vizită și la eparhia din la eparhia Muncacevo, care avea sediul la Ușgorod, au făcut o vizită și în regiunea Preșovului, acolo unde existau mulți ruteni concentrați pe în spațiile respective, s-au deplasat și în Galiția, în zona Lemchilor, Lemchi fiind denumirea dată rutenilor de polonezi. Pe toți și pe fiecare în parte căutau să-i convingă de necesitatea și binefacerile panslavismului. Dar această ideologie, această propagandă nu a avut sorții de izbândă pe care îi preconizau conducerea imperială rusească de la Sankt Petersburg. De altfel, Alexandru I în anul 1825 a trecut la cele veșnice, a trebuit să se confrunte cu o mișcare cunoscută sub numele de mișcare decembristă, care încerca o democratizare, să spunem, în fază incipientă a colosului rusesc. Da, și partea mai puțin favorabilă a lucrurilor a fost că după Alexandru I, care nu a avut urmași, a venit la tron fratele său Nicolae I. Alexandru cel puțin era un tip inteligent, un tip cult, care citea cărți, sigur, în contextul în care în secolul al XVIII-lea se citeau cărțile. Pe când fratele lui, Nicolae I, era un soldat pur sânge, cazon, lipsit de orice orizont politic și care nu știa nimic altceva decât faptul că Rusia trebuie să-și impună punctul de vedere și să devină o putere europeană și mai importantă decât era la momentul respectiv. Sigur, clipa de glorie a lui Nicolae I a fost anul 1848, când, începând cu Parisul și continuând cu o importantă parte a continentului european, revoluțiile pașoptiste au afirmat
dreptul la libertate al popoarelor, dreptul la autodeterminare, chiar dacă toate acestea au fost menționate doar teoretic, dar era o realizare importantă în acea lume autocratică. Sigur că revoluțiile pașoptiște au fost înfrânte. Nicolae I a trimis trupele țariste în Austria, l-a salvat pe Franz Iosef, a salvat Imperiul Austriac de la prăbușire, imperiu care era de fapt un conglomerat de popoare, care toate în timpul Revoluției și-au manifestat dorința pentru o viață națională proprie, pentru independență și pentru despărțirea de Imperiul Austriac. Așa s-a întâmplat și cu rutenii mei, care în 1849, în mai 1849, din păcate doar pentru 3 săptămâni, au proclamat independența Ruteniei Carpatice, o independență față de curtea de la Viena, dar și față de toate celelalte popoare din Europa central-răsăriteană, afirmând în mod distinct și în mod direct, prin celebra deviză lansată de eroul național al rutenilor, Alexander Duhnovici, Iarusin Bâl, Iesm Ibudu, sunt rutean, am fost și voi fi. Este o vorba de o poezie care a și devenit, fiind pusă pe notă, imnul național al rutenilor. Această deviză lansată de Alexander Duhnovici, foarte puțină lume știe că ea a fost afirmată ca o pentru a respinge panslavismul. Alexander Duhnovici, prin tot ceea ce a făcut, a subliniat dimensiunea slavă a rutenilor. Și chiar a fost mândru de această dimensiune slavă a rutenilor. Dar în același timp era și un greco-catolic de confesiune, era de fapt preot greco-catolic și quasi totalitatea rutenilor în perioada respectivă aparțineau acestei confesiuni. Iar generozitatea slavă a lui Alexander Duhnovici nu mergea până acolo încât să nege rutenismul, revenind la o dimensiune slavă ancestrală, în care, iertați-mi expresia neacademică, să fie tot slavii o apă și un pământ. Polonezul să nu mai fie polonez, cehul să nu mai fie ceh, slovacul să nu mai fie slovac și, în mod evident, ruteanul să nu mai fie rutean. Dacă în timpul lui Nicolae I a existat ceva pozitiv în domnia lui, care este absolut halucinantă, este faptul că, datorită unor conjuncturi politice și a relațiilor internaționale create în Europa în general, el a renunțat oarecum la, nu în totalitate, dar a renunțat oarecum la această idee de afirmare a panslavismului.
A venit celebrul război al Crimeei, 1853-1856, în care Marea Britanie, Franța, Sardinia și Imperiul Otoman erau în conflict cu Rusia, pentru că aceasta dorea să aibă o preponderență, dacă nu exclusivitate, în administrarea Mării Negre, a gurilor Dunării, sub pretextul că Rusia, ca și putere creștină, dorește să protejeze locurile sfinte, dar mai mult decât această protecție asupra acelor teritorii creștine ancestrale, dorea să controleze strâmtorile care puteau observa tot ce mișcă în drumul dintre Marea Mediterană și Marea Neagră prin Bosfor și Dardanele, deci prin Marea de Marmara. Și iată că Nicolae, în timpul conflictului crimean, trece la cele veșnice și sigur că Rusia încearcă prin Alexandru al II-lea, fiul său, să își negocieze relațiile cu marile puteri europene, în special cu Marea Britanie și Franța, care nu doreau cu niciun chip să accepte ca Rusia să ajungă la strâmtori și la locurile sfinte. Și sigur că în acest context Europa occidentală favorizează o dimensiune antirusească în lumea slavă. Austria, prin programul de liberalizare adoptat după 1848 și atitudinea față de ruteni, favorizează acest demers și ea. Și este momentul în care, practic, în secolul al XIX-lea, în a doua jumătate, apare dimensiunea ucraineană a slavilor care locuiau pe teritoriile ocupate de Rusia imperială și care fuseseră odinioară teritoriile Rusiei chievene. Se individualizează o dimensiune ucraineană în care încetul cu încetul limba ucraineană se desparte de limba rusă și în care profilul psihologic al locuitorilor acestei părți ale Imperiului Rusesc din Ucraina, de ce rușii au fost cei care au denumit astfel zona respectivă, spunându-i țara din margine, și ei spuneau Rusia sau spuneau sau Ucraina sau Rusia mică. Panslavismul folosea mai mult denumirea de Rusia mică și încetul cu încetul se naște poporul ucrainean, se individualizează, diferențiindu-se în marea masă a slavilor, așa cum de-a lungul timpului s-au diferențiat austriecii față de germani. La origine, evident, austriecii au fost tot germani. Nu se poate vorbi astăzi de altceva decât de națiunea austriacă.
așa cum în momentul de față nu se poate nega existența națiunii ucrainene. Și a venit acel an 1917, când Lenin, cu ajutorul germanilor, într-un tren blindat, a traversat toată Europa din mijloc, din Elveția și până în Finlanda, trecând linia frontului, un tren blindat, sigilat, pentru ca să ajungă în Finlanda și de acolo să ajungă la Sankt Petersburg, unde în 25 octombrie guvernul provizoriu al Rusiei a fost înlăturat și a venit la putere Partidul Comunist Bolșevic, noua guvernare sovietică. Lenin a susținut ideea să se proclame state separate, a susținut ideea autodeterminării naționale. Atunci, în 1918, s-a constituit statul ucrainean după mai multe încercări antisovietice, reușindu-se până la urmă constituirea unui stat ucrainean de sorginte sovietică, unui stat belarus de sorginte sovietică și la 30 decembrie 1922 s-a constituit URSS, sau mă rog, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, denumirea completă a acesteia. Ce anume este important de observat? Faptul că Lenin a încercat să diminueze contradicțiile existente între populația slavă din ceea ce se chema atunci Ucraina și dintre ruși, și să demonstreze Occidentului ce vocație democratică are URSS, că de fapt rușii respectă dreptul ucrainenilor la autodeterminare națională și că menține acest deziderat. În felul acesta a ținut în stare latentă contradicțiile existente între ucrainieni și ruși. Și a venit Stalin la putere după 1924, devenind numărul 1 al Uniunii Sovietice, după trecerea lui Lenin la cele veșnice, și care s-a transformat într-un conducător de mână forte, în care absolut toată lumea trebuia să respecte dimensiunea politică trasată de la Moscova, de conducerea centrală a Uniunii Sovietice. Culmea ironiei, și poate un paradox, Stalin a devenit în secolul 20, în perioada interbelică, un fel de Ecaterina a doua. Pentru că, de fapt, pactul Ribbentrop-Molotov de la 23 august 1939, de ce a însemnat? A însemnat o repetare a celei triste împărțiri de la 24 octombrie 1795. Deci pentru a doua oară în istorie, Polonia a fost sacrificată și poporul polonez, s-a încercat scoaterea poporului polonez în afara istoriei. A izbucnit acel de-al doilea război mondial, că Hitler n-a respectat înțelegerea pe care o avusese cu Stalin și a atacat
Uniunea Sovietică, fiind un anticomunist notoriu, astfel încât, sigur că nici sovieticii, nici occidentalii nu au avut de ales și au trebuit să se alieze pentru a putea să învingă fascismul și să înlăture regimurile totalitare de extremă dreaptă din Europa și din lume. Dar acea înțelegere Ribbentrop-Molotov a demonstrat încă o dată vocația acestui stat rusesc îmbrăcat în haină sovietică și a distrus absolut orice fărâmă, dacă mai exista, de o fărâmă de democrație și de idealism care mai exista în doctrina comunistă, care arăta că oamenii sunt egali între ei, că fiecare trebuie să trăiască foarte bine, fiecare trebuie să se bucure de dezvoltarea economiei și așa mai departe. Toate acestea au devenit niște povești pe care, începând cu 1945, le-a aplicat și împotriva rutenilor. N-a vrut să distrugă doar polonezii, a vrut să distrugă și rutenii. Venindu-se cu celebra teorie că, a, bine, rutenii sunt ucrainenii din vechiul Imperiu Austriac, ceea ce, în mod evident, este o aberație. Rutenii sunt o etnie de sine stătătoare, distinctă în lumea slavă, așa cum astăzi și ucrainenii sunt o etnie de sine stătătoare, distinctă în lumea slavă. Chiar dacă în momentul actual Moscova vine și spune că ucrainenii inițial au fost tot ruși, probabil. Dar evoluția geopolitică ulterioară a demonstrat că a mers pe o altă cale și că s-au individualizat popoare slave diferite, rușii, belarușii, ucrainenii și, în mod evident, și rutenii care astăzi trăiesc în 8 țări în Europa Central răsăriteană. Am încercat să aduc în fața dumneavoastră aceste dimensiuni istorice pentru a se înțelege că acest conflict nu este născut dintr-o contradicție contemporană, ci este continuarea unei evoluții istorice de circa 300 de ani în Europa, în întreaga ei dimensiune și mai ales în Europa Central răsăriteană. Stimați telespectatori, vă doresc toate cele bune, să dea Dumnezeu să ne revedem sănătoși, să fie pace, să înceteze acest conflict absurd și fiecare popor, inclusiv ucrainenii, să poată să se bucure de libertate, pace, prosperitate, să ne respectăm unii pe alții, să ne cunoaștem și, de ce nu, să ne și tolerăm unii pe alții.